Chistul sinovial apare la nivelul pumnului, atât pe fața palmară, cât și pe fața dorsală. Este ușor de diagnosticat. Pacienții vor simți o tumefacție la acest nivel. Mâna va fi umflată pe o zonă foarte restrânsă. Diagnosticul se face destul de ușor. Conținutul acestuia este lichid sinovial, iar membrana în care este acest lichid e reprezentată de capsula articulară sau unele ligamente. Tratamentul conservator se va face cu imobilizări nocturne sau chiar și puncția acestui chist și infiltrarea de către corticosteroizi. Șansele sunt foarte mari să recidiveze, așa că tratamentul cel mai eficient, dar nu 100% din cazuri, este cel chirurgical. Pe o incizie destul de mică, de 4 cm, sub anestezie locală, se va scoate acest chist și se va sutura capsula articulară, astfel încât să nu mai recidiveze. Recuperarea se face imediat postoperator, chistul va dispărea, evident, însă este de reținut că în 10-20% din cazuri acesta poate recidiva și după operație. Pentru un diagnostic și o indicație corectă de tratament, vă aștept la o consultație în cadrul clinicii Z.